Veste bună pentru șoferi. Porțiunea de drum de pe strada Traian dintre străzile Eroilor și Tecuci, în dreptul pieței centrale, s-a redeschis traficului, deși în zonă încă se mai fac retușuri. La fel ca în cazul tronsonului strada Basarabiei, strada Eroilor, constructorul a decis să ridice restricțiile de circulație, așa încât la piața centrală se circulă în condiții bune. Traficul pe strada Traian a fost închis încă din vara anului trecut pe segmente de drum. După redeschiderea acestei porțiuni, s-a deschis șantierul aferent străzii Tecuci în dreptul pieței centrale, unde se vor face și exproprieri pentru lărgirea drumului. Astfel, se expropriază imobilele proprietate privată care fac parte din coridoarele de expropriere aferente obiectivelor modernizare strada Traian între metro și strada Brăilei, lărgire carosabil, și amenajare arteră de legătură strada Alexandru Lăpușneanu, strada Roșiori, inclusiv spații parcare cartier Mazepa 1. În total, pentru ambele coridoare, vor fi expropriate 38 de imobile.